Salutare tuturor, aici cu voi Just Eagle și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să avem un episod un pic mai diferit. Episodul de astăzi o să se numească cum mi-am luat eu prima mașină sau cum am ales să-mi iau prima mașină. Poveste destul de interesantă, dar a cam durat ceva până mi-am luat prima mașină. Pentru că la început eu vreau să-mi iau un Seat Toledo 2017 și am zis, hai mă, să fiu în rând cu lumea, să fiu pe Euro 6, să... Na, mașina era undeva la 10.000 de euro, m-am dus să o văd. Na, Seat Toledo, știi, adică m-am urcat în ea, am vrut să văd și eu dotările ei, puterea ei. Și mă trezesc că n-am geamuri electrice pe spate, nu aveam dublu climatronic, nu aveam încălzire scaune, pur și simplu n-aveam absolut nimic. Și după ce am văzut mașina, mai ales că mașina avea undeva la 95 de cai, un motor mic, a zis, bă, mașina asta nu-i de noi, mai ales că m-a deranjat o chestie foarte, foarte mult. Adică, pur și simplu, la mașina aceea trebuia să îți reglezi oglinzile tu. Adică le reglai tu cu mâna, nu aveai nimic electric. Nu aveai cotieră, nu aveai absolut nicio dotare care îmi plăcea mie. Într-adevăr, ca și estetică, mașina arăta super ok, decât că avea o lunetă cam nasoală. Pe urmă, după asta am stat pe standby și mă tot uitam la mașini, bă, ce mașină să-mi iau. Într-un timp vreau să-mi iau și Logan. După aceea mă gândisem între BMW seria 3 și Audi A4. M-am tot uitat la BMW seria 3. Am căutat tot felul de, cum le spune, de modele care sunt cu distribuție față, distribuție spate, distribuție pe lanț și tot așa. Mașina în interior era super, decât că am depistat care problema cu distribuția destul de nasoală și fiind tracțiune spate e un pic mai nasol pentru un începător pe drumuri. Și plus că mi s-a la mașina aceea se ard LED-urile pe spate. După aceea am mai stat să mă gândesc, mă uitasem la un Audi A4 B6. Nu cunoșteam că motorizarea, ce motorizare să-mi iau. Și văzusem un videoclip la cineva de 1.8 Turbo AVJ, că e foarte bun. Și până la urmă mi-a luat un Audi A4 B6 1.8 Turbo. L-am luat așa, mai cu noroc. Pentru că când vreau să-mi cumpăr mașină, mă tot uitam pe net, știi? Până la urmă rămâneam la 1.9 TDI. Și într-o seară văd un anunț 1.8 Turbo AVJ. Am zis, mă, hai să-l văd, l-am văzut, mașina era vai steaua ei. Am luat mașina. După ce am luat mașina, n-a trecut 3-4 zile și rămăsesem fără curent în ea. A zis, hai că am făcut treabă. Pe mașină am dat o sumă destul de mică, pentru că mașina arăta într-o stare foarte, foarte, foarte deplorabilă, era pur și simplu praf. A trebuit să schimb foarte multe la ea, dar le-am cam trecut cu brio, dar am avut tot felul de peripeții cu mașina asta și dacă dori să fac niște videoclipuri cu peripețiile la mașina asta, că au fost destul de multe, de la ambreiaje până la etrieri, până la pornire electrică, o să fac niște videoclipuri de genul. Mașina o luase destul de obosită, da, cu kilometri reale, adică 255.000, pentru 2001 destul de ok, adică nici 400.000.
Bun. Așa. Și eu am ținut mașina în curte destul de mult timp, pentru că nu aveam încă permisul de conducere, doar luasem sala și am zis să-mi iau mașina dinainte ca să pot să mă ocup de ea și nu știu ce. Și începuse probleme de la electrică până la mecanică. Mă așteptam la chestia asta pentru că am dat o sumă de bani extrem de mică pe mașină. Chiar foarte mică. Și era de așteptat chestia asta. Cam asta a fost videoclipul de astăzi. Deci mi-a luat un Audi A4 B6 1.8 Turbo care acum este ok, dar a avut foarte multe probleme cu el și foarte multe peripeții și dacă e, o să fac niște videoclipuri cum au lăsat diverse chestii. Și ce să verificați la un Audi A4 B6 când îl cumpărați. Vă rest cam atât, cu voi a fost Just Eagle și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!